Bine v-am regăsit! Astăzi vom discuta despre acea sumă de bani pe care o putem investi, pe care o putem aloca către plăți anticipate sau către investiții, să vedem care ar fi varianta mai bună, cel puțin în teorie. Chiar dacă am mai avut un video pe această temă, dar în acel video am exemplificat cât am avut un potențial câștig din investiții pe durata desfășurării întregului credit, adică pe 30 de ani în acel caz. Vom intra în detalii imediat. Înainte de toate, nu uitați să apăsați butonul de subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu videourile noastre. Și de asemenea, dacă vă place videoul de astăzi, nu uitați să apăsați butonul de like, să-l dați mai departe, dacă vi se par informațiile prezentate utile. Să trecem la discuții. Vom începe cu niște date inițiale. Practic, considerăm că avem un împrumut de 80.000 de euro pe o durată de 30 de ani și cu o dobândă de 4,5%. Practic, pentru împrumut ar însemna dobânda totală pe care ar trebui să o restituim băncii ar fi de 65.000 de euro pentru suma împrumutată de 80.000 de euro. Deci, în total, în 30 de ani, ar trebui să plătim băncii 145.925 de euro. Acest calcul l-am făcut utilizând calculatorul de pe spartebanilor.ro. Am luat un sold de credit de 80.000 de euro pe 30 de ani, cu rată dobânzii 4,5. Eu am luat tip dobândă variabilă. O putem pune și fixă, dar ne-am jucat cu acest calculator și, după cum se poate observa, după 30 de ani, cum am specificat și în document, practic dobânda totală ar fi de 65.925 de euro și totalul plătit. De aici l-am luat. Vom lua două scenarii și la final voi veni și cu un scenariu 3, un bonus, să facem niște calcule. În scenariul 1 vom vedea cât am câștigat prin plăți anticipate. Dacă facem plăți anticipate lunare de 100 de euro, 100 de euro până când s-ar reduce creditul, până când am terminat de plătit creditul. Vom intra pe acest calculator, vom pune practic 360 de luni rămase, suma de 80.000 de, nu vom lua în considerare că sunt dolari, că practic considerăm că sunt euro, calculul este în euro, și practic adăugăm în fiecare lună, pe lângă rata pe care o dăm, încă 100 de euro. Să vedem ce ar presupune acest lucru. Dacă am dat 100 de euro în plus față de rata noastră, ar însemna că am avea, per total, am câștigat 24.000 de dolari, 24.000 de euro, și s-ar scurta perioada creditului cu 9 ani și 11 luni. Deci aproape, aproximativ 10 ani. Am trecut deja aceste cifre aici, practic cât am economisit dacă am plătit anticipat, 24.000 de euro, și creditul redus cu aproximativ 10 ani. Și cât am plătit noi pentru anticipate până la terminarea creditului. Deci am plătit 100 de euro pe lună și creditul reducându-se cu 10 ani de la perioada inițială de 30 de ani, practic am plătit 20 de ani acest anticipat. Deci suma totală pentru plățile anticipate ar fi de 24.000 de euro în acești 20 de ani. Deci am economisit 24.341 de euro. Vom trece la scenariul 2, îl vom discuta. Ce s-ar întâmpla dacă am investit acești 100 de euro lunar care îi dăm către plățile anticipate pe lângă rata creditului? Dacă am investit această sumă, deci dacă dispunem de această sumă, ca și în cazul plății anticipate, și dacă am investit-o în loc să plătim anticipat, deci investiția ar fi tot pe 20 de ani, fiindcă atunci s-ar fi terminat și creditul pentru anticipate, 20 de ani, și vom considera un randament al investițiilor de 7%. De asemenea, acest randament nu este garantat. Pot avea loc fluctuații sau
dacă bursa prinde o perioadă mai puțin oportună, poate acest randament nu poate fi garantat. Dar luăm în considerare acest randament de 7%, fiindcă dacă ne uităm în istoric și pe S&P 500, randamentul este chiar puțin mai mare, dar l-am luat puțin mai scăzut. Să vedem ce ar însemna această investiție de 100 euro pe lună cu durata de 20 de ani. Am intrat pe acest calculator de Compound Interest Calculator, vom pune cu o balanță inițială de 0, cu o dobândă de 7% pe 20 de ani, intervalul compunerii se va face anual și depunem o sumă de 100 de euro, cum am spus, și vom apăsa pe Calculate. Și după cum observăm, practic noi am plătit, depozitele noastre sunt de 24.000 de euro, cât am dat și în cazul plăților anticipate. Și valoarea finală a investiției ar fi de 50.772 de euro. Am notat și această sumă aici. Practic, atât are ieșit din investiții. Dacă banii alocați pentru plăți anticipate i-am fi investit, tot așa lunar, timp de 20 de ani. Și practic câștig din investiții comparativ cu plățile anticipate, în mare ar fi de 50.000 de euro minus cât am fi pierdut în ghilimele, fiindcă nu am mai plătit plățile anticipate și am investit acei bani. Și după cum se poate observa, tot am avea un câștig din investiții de 26.431 de euro. Dar ținem cont că acest randament nu este garantat. Fiecare trebuie să-și facă calculele, să ia deciziile în funcție de, să se simtă confortabil cu deciziile luate, fiindcă să nu aibă regrete mai târziu că nu a făcut plățile anticipate și investițiile nu i-au adus randamentul la care se aștepta. Voi mai considera un scenariu, dar pentru scenariul 3, voi spune imediat și de unde am făcut aceste calcule și cum le-am făcut. În scenariul 3, voi lua în calcul, practic, se va desfășura pe o perioadă mai lungă de timp până la plata creditului, deci nu putem compara cu primele două scenarii, dar este o a treia perspectivă asupra cum am putea împărți alocarea și către plăți anticipate și către investiții. Practic putem aloca către investiții din 10 să scădem procentul dobânzii de la credit, adică dobânda de 4,5%, și am traduce în procente acest număr, adică ar fi 55% să-i alocăm către investiții și restul, până la 100%, alocăm către plăți anticipate. Pentru a ne simți confortabil că banii pe care îi avem extra, cu care putem să facem plăți anticipate, să împăcăm practic și partea investițională și plățile anticipate. Și voi face câteva calcule, deci practic din 100 de euro, să spunem că noi 45 de euro îi alocăm către plăți anticipate și 55 de euro îi alocăm către investiții și să vedem care ar fi câștigul potențial. Vom da aici pe acest calculator, deci nu mai adăugăm 100 de euro pe lună, vom adăuga doar 45. Și vedeți că practic creditul de 30 de ani tot se va scurta cu 5 ani și jumătate și tot vom câștiga 13.900 de euro. Practic câștigul pentru plăți anticipate ar fi de 13.000 de euro și creditul se va termina după 24.5 ani și dacă alocăm și pentru investiții pe aceeași perioadă de 24.5 ani, fiindcă vom aloca tot pe perioada în care am alocat și către plăți anticipate, 55 de euro, să vedem ce ar însemna asta. Deci, practic, pornim cu balanță de 0, cu un randament al investițiilor de 7%, pe 24 de ani jumătate și investim 55 de euro. Și vom apăsa pe Calculate și vedem că practic noi adăugăm 16.000 de euro per totalul acestei perioade și avem o investiție de 41.350 de euro.
Practic, după 24 de ani și jumătate, am avea un câștig de 55.000 de euro. După cum am menționat, comparațiile nu le putem face cu celelalte scenarii, fiindcă este perioada mai lungă și prin scenariul 3 am vrut să exemplific ce ar însemna această variantă cu alocarea diversificată în plăți anticipate și în investiții. Orice am alege, vedeți că atâta timp cât ne decidem asupra acestor lucruri, că facem plăți anticipate sau investiții, sau ambele variante, ieșim câștigați din aceste soluții. Bineînțeles, este la latitudinea fiecăruia cum alege să aloce banii. Sper că a fost util acest video și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să apăsați și butonul de subscribe dacă n-ați făcut-o deja și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu videourile noastre. Vă mulțumesc, la revedere!